Bună seara! O ediție care l-are protagonist pe câinele, direct din Cluj, mutat în București, nu? Ceva de genul? E, nu, mă plimb. E plimbăreț. Bun, da, da, da. Bună seara. Bine te-am găsit, câinele, despre ce e vorba, de ce ne-am reunit aici, pe știrbe e vot, de ce facem. Da, abia am găsit strada asta, am sunat de 10 ori. A fost extrem de greu, însă, revenind la subiect, pregătești un album? Un EP. Un EP. 7 piese. Se va numi Și când plâng eu râd, am filmat și un clip foarte recent. Mamă, cât de bine ți-ai făcut temele, frate, deci a trebuit să zic direct, ok. Hai să ne referim un pic la album, după aia vorbim și de clip, o să-l și vedem. Bănuiesc că l-ai adus cu tine. Așa. Albumul ăsta, în ce gen îl încadrezi tu așa? Păi genul e reggae și dancehall. Dar am instrumentale hip-hop, ritmuri. Și... Da. Deci ai 7 piese și au încăput pe ele și ritmuri și hip-hop și dancehall și tot ce se poate, da. Da, da. Ok, am înțeles. Colaborări, ceva, cine ți-a făcut instrumentalele, cum te descurci, unde tragi, e greu? Da, mă descurc. Sunt chestii specifice care se întâmplă la realizarea unui album. Sunt diverse dificultăți, spuneți că le știi. Fac muzică de 9 ani. Bagă niște detalii, să vedem. Păi, instrumentalele sunt unele ritmuri cumpărate, chiar cumpărate. De exemplu, la Și când plâng eu râd. Ai instrumentalul, investit? Sincer, nu prea mult. Am înțeles. Sunt oameni care mă ajută. Adică, de exemplu, freaca mai face cât un instrumental. Grasul mai face un instrumental, Moțu mi-a făcut două, Rapi, ești un băiat Sez. Da, îl știm foarte bine, dacă nu înșel din Petroșani. Da. Mai lucrează la instrumentale Vili, DJ Twist, care e un DJ din Cluj. Da, din Cluj, eu știu. Am înțeles, deci ai producție variată, liricile bănuiesc că ți le faci tu, da, lirile melodice tot tu. Și chestii de genul. Hai să vorbim puțin de Anexa 1, trecutul tău așa. Ce s-a întâmplat cu Anexa 1? Ai ieșit? Ai plecat? Ei au rămas? Ce se întâmplă? Da, au rămas. Au rămas, cred că. Ei se numesc Iala. Iala, da. Ei, și fac o treabă bună. Cred că fac o treabă mai bună. Da, tu de ce ai plecat? Simțeai că nu mai e bine ce faci? Sau vrei să faci altceva? Nu, aveam un studio și studio propriu și nu trăgeam. Mergeam la concerte, aveam piese. Am fost la Roșia Montana, am spus, bă, dacă nu facem treabă, n-am ce să fac aici. Am înțeles. Și lucrau amândoi, știi, și acum lucrează și e foarte greu. Păi, sunt convins. Și aveam timp și ziceam, bă, hai să facem. Vineam cu texte, vineam cu asta, când tragem? Păi azi nu pot, sunt obosit, azi nu pot. Da, e greu, când mai ai și un serviciu pe lângă ceea ce faci, și... e deosebit de dificil. Referitor la producție și la nevoia de a investi într-un instrumental, explică-ne încă o dată care e faza asta cu ritmurile. Astea sunt niște chestii care se găsesc pe gratis, așa? Nu sunt gratis. Da, gratis e dacă știi producătorul, cine a produs ritmul și zice, îți dă el acordul chiar și verbal. Corect. Dar dacă vrei să folosești un ritm, să fim sinceri, în România nu prea trebuie... drepturi, adică... Cu siguranță nu o să afle dar dacă cineva faci, din Jamaica. Da, dacă faci o piesă cu un străin, am și o piesă cu străin. Cu cine? Și cu Blaco, Jimmy Sisoko, am un băiat din Senegal pe care îl cheamă Harry P, Strike D. Aici nu vreau să par ignorant, dar chiar nu știu despre ce vorba. Deci da, sunt foarte cunoscuți pe latura asta, reggae, dancehall. Blacu a cântat și în Sniper, trupa aia franceză. Da, asta m-am auzit. Deci, până la urmă... Ei trebuie să demonstreze că ritmul e plătit, știi, fiindcă Manfara a fost dat foarte ușor în judecată, știi, și nu prea vor ei să te ia de sute de mii aiuri. Cu siguranță, vezi că e vorba de bani mulți, nu cum e în România, e un proces de pierzi 500 de euro sau ceva de genul, pierzi mult mai mult. Da. Și am noroc cu Romanu, G4 Sound. Da. El poate să cumpere... El vrea să facă o compilație, de exemplu, și el cumpără toate ritmurile pentru compilația respectivă. Am și pe urmă... Și atunci tu vii și te interpui în mod intempestiv pe piesă. Da, mă întreabă, vrei să cânti pe ritmul ăsta? Da, îl folosesc și eu, ok, bun. Am înțeles. Vis-a-vis de hip-hop, ești un fan hip-hop sau asculti mai mult reggae? Hip-hop. Păi până în 2003 cântam hip-hop, știi? Și tu aveam și o piesă noi mai demult.
Asta chiar nu mai mi-amintesc. Probabil dementul, cântai tu cu gara de... Nu, am înțeles. Cu... Da, am înțeles. Probabil vreme. Tot prin anexa 1. În da, orice caz, exact. Referitor la fosta ta colaborare cu anexa 1, bănuiesc că este în termen bun, adică nu cred da, că da. E absolut nicio a fost problemă. O perioadă așa de... Nu știu, de... foc între noi, dar nu știu de ce. Adică și eu, și eu eram supărat într-un fel. Nimeni, da, și eu eram supărat și ei puțin așa, dar... Ușor dezamăgit, ca să spunem așa. Da. Deci la nivel de colaborări mi-ai menționat artiștii străini. Există și artiști români cu care ai colaborat? Da, da, și mai lucrez și la un proiect cu Pașa. M-am înțeles. Deci v-a strâns un crew mare acolo la un studio Bercenar. Da, da, da. Păi trebuie să se facă, vrem să facem... chiar muzică reggae, știi? Adică să... și cu artiști puțin mai cunoscuți, adică... Da, ok, vrei să faci muzică reggae. Uite o chestie, îți pun o întrebare din prisma unui ascultător de hip-hop, pentru că la asta ne referim în emisiunea asta. Da. Ție ți se pare că se pupă reggae-ul ăsta în peninsula balcanică aici? Adică sunt oameni care spun, frate, ăștia sunt gen wannabe sau chestii de genul ăsta, știi? Având în vedere ăla că... care zice așa... Da. Cred că nu s-a interesat niciodată. La un concert, sincer, la un concert reggae vine mai multă lume acum decât la un concert hip-hop. A, cu siguranță, dar și făcând chestia eu asta... fac asta din 2003. Adică chiar mi-am schimbat stilul după acțiunea instrumentalul. Mi-am schimbat total stilul. Mi-a zis un artist, bă, cred că ți-ar merge, uite, stilul ăsta. Și când am auzit, bă, ascultă așa ceva, dar nu m-am gândit. Și m-am apucat din 2003. Eram singurul care încercat chestia asta reggae-ul cântat. Fiindcă mai era MNG care era gen mai rough, mai era Pashaman care era tot așa mai rough. Da, Pasha cred că a fost chiar înainte. Da, înainte de MNG, da, dar ziceam așa, cine era? Și mai era un băiat care cânta foarte bine, a încercat și el genul ăsta, mă nu făcea nimic, Anisei, care era foarte bun. Știi și pe Anisei, da. Anisei a fost și la lansarea la Delict în 98. Da. E foarte, foarte tare. Foarte cunoscut în lumea celor care ascultau muzică în deceniul trecut, nu? Da, da, da. Bine, am vorbit despre album, hai să vorbim un pic despre clip. Ce ai făcut la clip? A fost greu, buget redus, locații. Am înțeles că te-ai dus și la mare și ai venit și în București după. Da, am filmat la Bama Veche și în București. Ți se pare un loc mai caraibian, așa, Vama Veche? Da, nu caraibian, chiar nu. Nu e la modul la abdomen, Peter Andre, nu, chiar nu e. E cu umbreluțele alea de paie, așa, frumos. Nu, chiar n-am vrut să fac exact cum vrea da, toată lumea da, să fac. Da, totuși trebuie să ai un motiv pentru care te-ai dus în Vama. Care ar fi? Spiritul, nu? Da, și îți dă un vibe așa de Etiopia, de... Da, am înțeles. Păi ca și cu un hip-hop mai nou, am văzut toată lumea avea... Nu știu, sumbru, blocuri. Da, da, tot... ganguri. Da, ganguri, am văzut o locație. Pică peretele, pică... Stai frate, ce deprim lumea, nu știu. Da, bine, sunt oameni care marea majoritate nu prea cunosc fenomenul. De exemplu, uite, te mai sună o televiziune să zică, frate, avem nevoie de un graffiti cu tare formație. Deci, mă rog, sunt oameni care chiar nu percep fenomenul așa cum. Da, vis-a-vis de treaba asta, tu ai avut parte de reacții adverse, gen oameni care se zică, frate, lasă-te că nu e bine, sincer, că nu. Reghe, că nu știu ce, sincer, tot așa? Sincer, nu. Că tu îți dai seama că în momentul de față tu te referi către un alt public. Deci, sincer, mă refer și la publicul hip-hop și la publicul...